O nouă dispută a izbucnit în ședința de Consiliu Local la Drobeta Turnu Severin pe tema subiectului extinderii rețelei de gaz. La ședință a participat și Virgil Popescu, candidatul Partidului Național Liberal la primăria Drobeta Turnu Severin, care a sesizat greșeli grave făcute de aparatul de specialitate al primăriei. Haideți să facem acest studiu de fezabilitate corect, că toți avem interes să terminăm această rețea de distribuție, această extindere în tot orașul. Și vă mai spun ce a făcut serviciul dumneavoastră de specialitate, ca să știți. Poate nu v-au spus. În loc să încarce procesul verbal de finalizare a lucrărilor topografice, respectiv punctul... ...1.4, au încărcat procesul verbal de recepție al unui lucrări de drumuri. Adică, eu nu știu... pe bune ce face acest serviciu de specialitate și aveți clarificare și aici ca să depuneți procesul verbal al lucrărilor măsurătorilor topografice pe rețeaua de distribuție, nu la un drum. Avem cunoștință despre declarația care trebuie încărcată, dar am zis că poate la momentul respectiv se rezolvă litigiul sau, mă rog, cum se va rezolva, cum e din gazul. Despre ridicările topografice de la drumuri, într-adevăr s-a făcut o confuzie, fiind tot Anghel-Saligny și drumurile, fiind Anghel-Saligny și gazele. Ne cerem scuze că s-a făcut această confuzie plecând de la acest termen. În cadrul ședinței, Virgil Popescu a acuzat aparatul de specialitate al primăriei de incompetență. Pentru a treia oară s-a cerut în Consiliul Local aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului cu finanțare prin programul Anghel-Saligny. Deși este cea de-a treia solicitare, proiectul inițial nu ar acoperi toate gospodăriile rămase neracordate la rețeaua de gaze naturale. Vorbim de 3580 de branșamente și vă rog să susțineți, asta înseamnă, după ce scrie acolo, 19.560 de contoare, de gospodării. Este adevărat? Asta scrie. Dumneavoastră sau domnul Vâlcu, dacă poate să ne spună acest lucru. Da, domnul ministru, fiindcă 3.580 de branșamente era calculat. La o scară de bloc este un branșament. Și pe o scară de bloc sunt, depinde, 12, 14, 18 sau câte locuințe sunt gospodării, să le zicem. Deci asta este... Ok. L-aș întreba pe domnul primar. Dacă nu știe dânsul, poate ne răspundeți toți dumneavoastră. Câte scări de bloc avem neracordate și câte case? Că bănuiesc că pe total face. Puteți să ne spuneți. E o discuție, spun eu, tehnică. Nu trebuie să știu. Totodată, în ședință a fost propus un amendament în cadrul proiectului de extindere rețea de gaze naturale pentru ca data de finalizare a acestuia să nu fie de 48 de luni, dar consilierii locali PSD s-au abținut la vot.